Salutare tuturor și bine ați revenit! Astăzi vreau să vă prezint OnePlus 7T Pro, varianta de top a terminalului chinezesc, care este unul din top 3 flagship-uri anul ăsta. În schimb, sunt și elemente care mă enervează la el în mod special, faptul că sunt puține îmbunătățiri față de generația anterioară și ca design îmi place mai mult OnePlus 7T, fără Pro la final. Deci, culmea culminilor, Pro ar trebui să fie varianta de top, dar arată mai bine și mi se pare mai interesant 7T-ul decât ăsta. În fine, este o versiune mai ieftină și o puteți lua pe aia, nicio problemă. Și am să vă explic care sunt diferențele. Am testat și OnePlus 7 Pro, fără T și cu Pro. Deci sunt 4 modele anul ăsta. 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro. Mă încurc în ele de 1000 de ori, dar am să încerc să vă explic pe rând fiecare. OnePlus 7T s-a lansat în primăvară. OnePlus 7 s-a lansat în primăvară cu 7 și 7 Pro, da? 7 normal cu Snapdragon 855, 8 GB de RAM, 128/256 și cu camera rotundă pe spate, care e foarte mișto. 7 Pro, camera asta alungită în stilul Samsung, dar montată undeva pe mijloc. Un ecran în stilul Samsung, dar fără găuri în el și dotări tehnice relativ de top. E, în toamnă au venit cu 7T, 7T Pro, care aduc Snapdragon 855 Plus și mici diferențe. E, 7T-ul e mișto așa ca design, cu modulul de cameră rotund, cu 4 camere de mare rezoluție. Mie ăla mi se părea interesant și totuși mi-a venit la teste 7T Pro, care are 48, 16 și 8 megapixeli, 8 megapixeli cameră de zoom, 16 wide și 48 principală, exact ca 7 Pro. Adică a venit exact ăla care e la fel cu generația anterioară, doar că are procesorul cu plus și are în plus de plus... În plus de plus are și o baterie de 4085, adică 85 de miliamperi în plus la baterie, insignifiant. Și procesorul Snapdragon 855 Plus față de 855 aduce o îmbunătățire insignifiantă a performanțelor. Și toate chestia asta la un preț de 3500 de lei este pe Evomag. Cei de la Evomag ne-au trimis la test modelul ăsta. Mulțumesc, Evomag, să mai trimis modele. Găsiți link-ul către el direct în descriere. Telefonul e amazing. Este unul din telefoanele cu care anul ăsta poți să defilezi, să spui că ai flagship-ul anului. Prin calitatea realizării, prin performanțe tehnice, prin dotări, ecran cu margini curbate, camere foto de mare putere, are inclusiv faza aia cu camera pop-up care iese de aici ca să nu întrerupă deloc ecranul. Mie îmi place mai mult varianta asta decât cea cu gaură în ecran, chiar dacă o pui pe mijloc, chiar dacă o pui pe dreapta, tot se vede urât. Dar mă rog, au la celălalt, la 7T. În fine, o combinație struțo-cămilă care pentru mine nu este atât de interesantă. Ce îmi place mie în mod special este feeling-ul când iei telefonul în mână, ți se pare un produs premium, în niciun caz n-ai zice că e făcut în China, cum spuneam pe vremuri, cele chinezești păreau chestii foarte ieftine. Ei bine, s-a terminat perioada aia, s-a schimbat și acum chinezii fac telefoane mai mișto ca restul filmelor. În top, n-am zis top 3, poate ar fi bine să zic top 4 telefoane, pentru că avem Note 10 Plus 5G, avem iPhone 11 Max Pro, care e top of the top, avem Huawei Mate 30 Pro, chiar dacă nu are el serviciile Google și tot ce ai nevoie ca să-ți ruleze perfect, s-au găsit soluții, adaptări, poate fi folosit și fără. Unii zic că, slavă Domnului, că au scăpat de Google, de reclamele de la Google și targetarea agresivă a lor. Alte aplicații mai poți pune, unele chiar prin APK, deși unele le veți putea pune, dar nu rulează sub nicio formă. În fine, o struțocămilă și acolo. E și nu e, parcă ar fi mișto, dar parcă nu vrei să fii limitat de nimica.
Deci, alea sunt top 3 și al patrulea ar fi ăsta. Unii zic că OnePlus 7 Pro, 7T Pro este telefonul anului și pentru asta am zis să vi-l arăt și să ne gândim dacă merită cumpărat. Are foarte mulți fani, într-adevăr, și OnePlus au reușit să se diferențieze prin interfața lor care este mai rapidă decât Android-ul simplu de la Google. Adică chiar și mie mi-a plăcut chestia asta, se mișcă într-adevăr foarte bine, n-am avut lag, n-am avut nicio problemă de asta și are scorurile în testele de performanță destul de bune. Adică vedem aici peste One 7, așa, Mi 9, Galaxy S10 Plus și alte modele de top, aici peste 10 Plus din nou, 10 Plus 5G și hai să vedem la baterie. 11 ore și 18 la o baterie de 4085 de mAh, cam slăbuț. Adică, în mod normal, telefoanele concurenței au scos 15 ore, 16. Probabil aici este o chestie de genul, eu nu am setat niciun fel de power saving și luminozitate și n-a știut să-și o regleze singur automat și atunci a avut un scor mai mic. Scor de 10.000 în PC Mark, doar iPhone-ul are 10.000, restul sunt mai jos puțin. Vedem aici diverse detalii despre asta și ecranul de 90 de Hz, care este iarăși unul dintre aturile acestui model. Bun, aici vedem în AndroBench-ul ăsta, care e tot mai util, că are o viteză de read-write, citire și scriere a datelor de pe stocare slabă. În rest, el duce cam cât celelalte modele, uneori și peste celelalte modele de top, dar la final cade sub limită. Așa. Aici e același benchmark cu rezultate peste 10 plus, deci nu avem nicio problemă din punctul ăsta de vedere. 4, aproape 500 de mii în AnTuTu. După cum se știe, ăsta, OnePlus a fost de asemenea acuzat împreună cu Samsung, Huawei și alții că trișează în testele de mare viteză. Adică trișează, dau drumul la niște chestii care rulează doar pe teste și în utilizarea normală de utilizator oarecare nu vezi nicio îmbunătățire. Bun. Camera de 48 de megapixeli, nu cred că mai trebuie să vă confirm eu încă o dată că este foarte bună, foarte bună, foarte bună. Top 3 camere, top 4 camere per total anul ăsta. La fel, cu niște mici atenții la setări, că uneori am făcut o poză pe macro și nu eram aproape de subiect, eram departe. Asta e camera de zoom, foarte tare și camera de zoom 3X. Aici pe unde m-am făcut una neclară, ia să vedem dacă o mai am în arhivă. Asta. Deci mă miram și eu în ce hal a putut să iasă, dar era pus pe super macro, iar eu nu eram aproape de niciun obiect, iar asta nu focusa în distanță. Era super macro activat. Aici e super macro, vedeți de pe volanul meu ce se mai vede, săracul că a îmbătrânit, dar asta este camera ultra-wide foarte bună. Da, uite ce mișto. Asta este o poză de nivelul camerelor foto. Cam asta vreau să zic. Asta e camera de zoom din nou. Foarte clară camera de zoom. Și camera normală. Și aici am filmat cu el Galaxy Fold. Așa. Pe lângă asta, ce să vă mai zic? Deci ecranul este de mare rezoluție, are 2K, mi se pare 3000 și ceva, pe 3140 pe 1440. Este un Super AMOLED cu rata de refresh 90 Hz și densitate 516 pixel pe inch. Oricum, găsiți voi toate detaliile. Cert este că ecranul e mai bun decât de la 7 Pro, la care l-am testat în vară. Și este mai bun decât cel de la 7T sau 7. E cel mai bun ecran de pe piață la ora asta, pe un smartphone și sunt foarte puțin. Doar, cred că doar, nu Zenfone, celălalt, ROG Phone 2 are un ecran mai bun decât ăsta. Bun.
Haide să facem testul și ăla de sunet, că poate ne dăm seama mai bine care e faza cu ăsta. Sper să meargă, dar este do not disturb, da? Difuzare pe ambele părți, unul aici și unul aici. E mai puternic cel de jos, dar una peste alta avem un sonor de calitate foarte bună. Cam asta este, deci un telefon pe care îl recomand dacă aveți bani puși deoparte de luat un flex și mai important, eu zic să vă gândiți de două ori dacă să dați toți banii aia pe un Note sau pe un S10 5G sau pe iPhone și să vă gândiți dacă nu cumva merită un OnePlus 7T Pro sau OnePlus 7T cel cu camera rotundă. Ăla are tot așa Snapdragon 855 Plus, are un ecran mai mic cu o rezoluție mai mică, dar e tot AMOLED și are o baterie de 3800 de mAh, dar în schimb camerele pe spate parcă sunt mai bune, 48, 32, 16 și nu mai știu și 8. Are camere mai interesante pe spate și aranjamentul ăla rotund mie îmi place mai mult. Cam asta a fost cu OnePlus 7T Pro. Stați aproape că am făcut rost de un nou concurs și ca să vedeți în continuare concursurile și clipurile noi, dați subscribe. Baftă băieți!